bătrâni în acest prezent și care a fost situația de la intrarea în starea de urgență? S-a tot speculat și vrem să știm care este de fapt realitatea. De la intrarea pe perioada stării de urgență, nu am avut cazuri în rândul cazuri COVID în rândul beneficiarilor. A fost un singur caz pozitiv, este vorba despre asistenta șefă, care a fost asimptomatică și în rest nu am avut cazuri. În starea de urgență, noi am intrat în izolare la locul de muncă. Personalul a fost împărțit în două ture. Jumătate au stat la cămin, jumătate din personal izolat la domiciliu și au fost testările conform programării de la DSP. La 14 zile am fost testați. În perioada stării de urgență au venit de la DSP și au recoltat exudatul nasofaringian. Pentru cei care au rămas în căminul, pentru persoane vârstnice, vorbesc de angajați, cum s-a procedat? Unde au fost cazați? Cum s-a făcut acea carantinare a personalului? În rezerve și în garsoniere. Mai departe, se speculează faptul că doar un paravan de cârpă separă pacienții pozitivi de cei negativi. Este adevărat? În momentul de față s-au făcut două etaje doar cu pacienții COVID sub îndrumarea DSP-ului și în momentul de față noi avem două sectoare, un sector COVID și un sector non-COVID. Cum se procedează la cei care sunt cu COVID? Cum intervine personalul dumneavoastră la cei care au nevoie de asistență medicală? Și cât sunt în acest prezent? Cât sunt în acest moment? În momentul de față avem 126 de pacienți pozitivi care sunt repartizați pe două etaje. Personalul medical este repartizat pe acele etaje și în momentul în care intră la patul bolnavului este echipat cu combinezon, cu mască, vizetă și mănuși, botoși, deci exact cum prevăd normele. Care este starea pacienților, celor 126 confirmați pozitiv? Majoritatea sunt asimptomatici. De când, din momentul în care eu am intrat în tură, menționez că eu am venit din izolare de acasă pe 10 august, am avut trei decese COVID. E vorba de persoane care aveau și alte probleme medicale? Ce s-a întâmplat? Sunt persoane în vârstă cu comorbidități și în rest sunt pacienți asimptomatici. Noi avem puls oximetru, sunt monitorizați, sunt termometrizați de 3 ori pe zi, deși DSP-ul ne-a recomandat termometrizarea de 2 ori pe zi. Au toată atenția noastră și am avut și consult de la boli infecțioase. De când am intrat eu în tură, a venit medicul infecționist și a consultat pacienții confirmații noi COVID. Am înțeles. Asta e situația în momentul de față. Da, în prezent, astăzi, avem alți pacienți aflați în stare gravă? Nu. Nu. Dumneavoastră, cum procedați, doamna doctor? Anunțați spitalul, respectiv DSP-ul, când vedeți că saturația unui pacient scade foarte mult? Sau, având în vedere că aveți... Asta vreau să vă întreb. Nu.
Dacă saturația scade, ia legătura cu spitalul de boli infecțioase. A fost nevoie să transferați la spitalul de boli infecțioase? Da. Pacienții au fost transferați, doamna doctor. Vreau să vă spun că ieri am transferat un pacient. Noi solicităm 112. Precizăm că este caz COVID și în funcție de gravitatea cazului este direcționat fie la spitalul de boli infecțioase, fie în terapia de la spitalul clinic. În cazul pacientului de ieri, un pacient de 91 de ani, cu o saturație de 70%, am solicitat salvarea și în momentul de față este în terapie la spitalul numărul 1. Doamna doctor, din punct de vedere medical, considerați că vă lipsește ceva în acest moment? Sau că sunteți în pericol dumneavoastră și angajații sau colegii dumneavoastră care oferiți asistentă acestor vârstnici? Avem echipament, avem dezinfectanți și ce este mai important, am izolat pacienții COVID de non-COVID. Pentru că rezultatele au venit treptat. Au venit când am ajuns pe 10 la cămin, nu veniseră toate rezultatele de la testările din 6-7 august. Au venit pe 10 seara, 11 și chiar 12 dimineața. Și a trebuit să facem un bilanț și să îi repartizăm, să-i separăm pe cele două sectoare. Pentru că până în momentul în care am primit rezultatele, noi nu știam care erau pozitiv și care negativ. De fapt, erau de la testarea anterioară, erau negativ. Cât a durat, doamna doctoră, între testare și venirea rezultatului? Cât de lungă a fost această... Deci testările au fost de 6-7. Așa. Rezultatele au venit începând cu 10 după amiază, 11 noaptea. La ora 11 noaptea am primit o tranșă de rezultate și pe 12 dimineața. Deci cam 5-6 zile minim, da? Mai mult de 5-6 zile. Da. În această perioadă, inevitabil, pacienții, mă rog, vârstnici... Normal, pentru că nu aveam rezultate. Exact. Doamna doctor, vreau să vă întreb, de când s-a introdus această stare de urgență? A mai intrat un aparținător în căminul de persoane vârstnice? În perioada stării de urgență nu s-a intrat. A fost carantină totală. În perioada stării de urgență nu a fost voie să intre aparținător, nici pacienții care se mobilizează nu au ieșit din unitate. Am înțeles. Având în vedere că este vorba de un focar, vă întreb tot pe dumneavoastră ca și medic și aș vrea și colegii dumneavoastră să-mi vorbească, că deja numai pe dumneavoastră am pus accentul. Vreau să vă întreb, cum vedeți dumneavoastră ca și cadre medicale acest lucru? Aveți un focar în acest moment, 126 de persoane confirmate. Vă este teamă că numărul se va, nu știu, va crește? Și cum veți face parte? Că sunteți oameni până la urmă și dumneavoastră sunteți în acest moment, în acea perioadă de izolare în cămin. E foarte greu și pentru dumneavoastră ca și cadre medicale. Într-adevăr, suntem oameni. Am experimentat această situație încă din aprilie, pot să vă spun că am făcut Paștele aici, dar aceasta nu este meseria noastră și trebuie să avem mai departe grijă de pacienți. Convingerea mea este că cu aceste măsuri, cu izolarea pe sectoare separat, știind care sunt pozitivi, care sunt negativi, noi putem să luptăm și să stingem acest focar. Sunt lângă dumneavoastră și alți colegi. Aș vrea să știu și părerea dumnealor despre toată această situație și cum văd dumnealor în acest moment faptul că sunt atât de multe cazuri. Ok. Din punctul meu de vedere, în general, în această instituție, sunteți direct lângă patul pacientului dumneavoastră, ca și în medicină. Exact. Într-adevăr, necesitățile dumneavoastră sunt extraordinar de multe. Erau înainte
de această perioadă și acum. Noi încercăm să facem față tuturor nevoilor pe cât se poate. Și eu consider, într-adevăr, că se va atinge la un moment dat pe acest focar, mai devreme sau mai târziu, cu toată dăruirea noastră, consider că vom avea succes să stingem acest focar și, ce să zic, cu ajutorul Dumnezeu, bineînțeles, avem echipamente, încercăm să respectăm protocolul așa cum am fost instruiți cu tot, toate cele, avem echipament de maximă siguranță și echipament de mici intervenții. Am fost instruite cum să le echipăm, cum să le îmbrăcăm, să ne dezbrăcăm. Câte ore stați? Mă iertați, câte ore stați într-un astfel de echipament dumneavoastră, ca și cadre medic, cadre angajate? Dură de 12 ore. Am uitat să întreb ceva foarte important. Cum îi tratați dumneavoastră pe pacienții aceștia? Se spune că le dați un paracetamol pe zi. Așa este? Așa se aud. Protocolul este la pacienții asimptomatici, nu există tratament specific. Dacă, dar nu a fost cazul, febră sau eu știu, dureri în gât, dacă apare sau în gât, se tratează cetamol, algocalin, vitamina C. Nu avem altă indicație de la medicul infecționist, care v-am spus că a venit și a consultat pacientul. Acolo unde a fost cazul și am avut două paciente la care s-a indicat antibiotic injectabil. Noi urmăm indicațiile medicului infecționist. Eu ca medic supraveghez și controlez starea generală, fac o evaluare clinică zilnică. Câte cadre medicale, respectiv infirmieri sau asistenți care oferiți sprijin acestor vârstnici sunt în căminul de bătrâni, având în vedere că știu că sunt persoane care se deplasează, persoane imobilizate. De asta zic, sunteți suficienți oameni cât să asigurați vârstnicilor? Acum avem 12 asistente. Da, și 20 de infirmiere și 3 îngrijitoare. Am înțeles. Cum îi simțiți dumneavoastră pe vârstnici în această perioadă? Au auzit de acest COVID, sunt speriați, mai vorbesc cu aparținători la telefon care sunt speriați la rândul dumnealor. Cum gestionați dumneavoastră? Da. Și psihologii în plus pentru asta. Sunt speriați, avem și un psiholog carantinat cu noi, așa, și echipa de recuperare. Mergem printre pacienții, echipați corespunzător, bineînțeles, încercăm să-i liniștim, cât putem, ținem legătura și cu aparținătorii, încercăm să facem tot posibilul să ieșim din situația asta. Am înțeles. Personalul este foarte obosit. Și imagine. Dar o să trecem și pe asta. Ca să termin prima parte aceasta cu dumneavoastră și să revin să discut cu domnul director, aș vrea să vă întreb un lucru de care s-a tot stipulat în aceste zile. Faptul că ați fost chemat să faceți campanie, este adevărat? Nu. Nu. Fiecare dintre dumneavoastră spune acest lucru? Da. Noi dacă am fost izolat la domiciliu, da, și aici izolat la locul de muncă. Nu, este, nu aveam cum să ieșim de aici, da. Nici de acasă. Deci am noi care suntem carantinați și izolați, nu am ieșit. Da. Considerați că am înțeles. Considerați că Direcția de Sănătate Publică v-a oferit o sprijin pe care era nevoie în această perioadă? Categoric, fără îndrumarea DSP-ului, nu aveam cum să... Am colaborat pas cu pas, am ținut legătura. Vă mulțumesc frumos! Problema este cu prelucrarea testelor. Pentru că trece foarte mult timp de la testare până la aflarea rezultatelor. Exact. Se vorbește de un număr de 126 și mi-ați spus și dumneavoastră că așa este. Câți dintre 126 sunt și angajații ai căminului?
Nu, acestea sunt beneficiari. Beneficiari. Și avem un singur, da, un singur angajat care a avut COVID? Nu, 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 acela a fost până în prezent. Câte ați fost cu COVID? Câte persoane angajate ale căminului au avut COVID? Nu știu. Din tura asta au fost 19. 19. Deci numărul e mai mare. 19, da. Nu, și cu mari, 20 de persoane. 20 de persoane. Da. Mulțumesc. Domnul director. Bună ziua. Da, bună ziua, vă aud. Da. Vreau să vorbiți puțin despre situația din cămin. Cum vedeți dumneavoastră? Știu că ați fost plecat în aceste zile. Cum a fost pentru dumneavoastră această avalanșă de afirmații negative despre căminul pe care îl conduceți? Primul într-o perioadă de campanie electorală, ce să facem? Eu nu am fost plecat decât luni, marți și miercuri, joi și vineri am venit la serviciu, m-am întors imediat ce s-a declanșat această nenorocire la noi aici. Am plecat din cauza unor probleme personale. Ca și problemă, v-am spus, noi am, în perioada de urgență, noi nu am avut cazuri decât o singură, cum o spuneau și colegii mei, o singură aseta șefă a fost declarată pozitiv, numai că la o săptămână, la următoarele teste pe care le-a făcut în cadrul spitalului de contagioși de la Craiova, femeia a fost declarată negativă. Ulterior au apărut și la noi, în momentul în care am început să testăm pe beneficiarii căminului, au apărut câteva cazuri. După cum spuneau și colegii mei, diferența de, o să vă spun simplu, în cazul testului meu. Spre exemplu, eu am fost testat, povestea din gât și din nas, în 20.07.2020. Data trimiterii către DSP a fost 20.07.2020, data preluării de către DSP a fost 21.07 și data procesării a fost 27.07. Deci, de data în care proba mea a intrat la DSP și a plecat către laboratoarele unde trimit dumnealor și data procesării a fost 7 zile. Da. Și mi-au trimis rezultatul pe 28. Ați fost pozitiv sau negativ? A fost negativ, din fericire. Eu nu am contact direct cu bătrânii. Dar mă gândesc ce se întâmplă în cazul testelor făcute de colegii mei, care au văzut cum sunt echipați și cum stau printre ei. Este foarte cam asta este problema. De aici s-a plecat. Și l-am știut că printre pacienții noștri au fost persoane pozitive care au stat o perioadă, dintre teste, au stat lângă ceilalți. Acum aici a fost marea problemă. De fapt, de aici s-a ajuns la ceea ce avem astăzi, la 126 de cazuri. Dacă se afla mai devreme... Din cele 126 de cazuri, după discuțiile pe care le-am avut cu cei de la DSP, numai departe de ziua de ieri, se consideră că cei care au fost declarați negativi în primă fază, e vorba de un număr de 66 de persoane, trecând 14 zile și revenind asimptomatici, se consideră parțial vindecați până la testul care va începe probabil că mâine sau poimâine. Ei se consideră conform protocolului că nu mai sunt contagioși. Motiv pentru care noi am separat de cele. Avem COVID vechi și COVID nou. Avem prima tranșă. Câți prima tranșă? Câți sunt în 66 de persoane. A doua tranșă, diferența. Care sunt persoane vindecate. Da. Dar le mai ținem în izolare până sunt testate. Da. Ele în acest moment nu mai sunt contagioase. Conform eu nu-s medic, conform la ceea ce spun domnii medici. Așa este. Da, ziua. Spuneți, vă rog. Da, deci cam asta este. Deci, cei 66 de care vorbesc, începând de mâine sau poimâine, vor începe testele pe dumnealor și presupun că eu o să vă anunț că este o declarație negativ și atunci vom scoate din zona de izolare COVID pe care avem la etajele 3 și 4. Nu credeți că totul s-a extins și la alții? Chiar dacă au fost izolați în momentul ăsta. Ba da, au fost izolați, au fost numai în zona de nu știu, să mai apară cazuri și la alte etape. Noi sperăm să nu mai apară. Noi sperăm să nu mai apară. O să testăm în continuare. Noi monitorizăm permanent și cazurile COVID și cazurile non-COVID. Sunt termometrizați, li se calculează cumva cu niște aparate, ceva la plămâni. Deci sunt permanent, sperăm să nu mai fie cazul. Eu nu mai știu exact câți aparținători avem în acest moment și câți dintre ei sunt imobilizați la pat. Capacitatea de căminului este de 320 de locuri. Noi în acest moment avem 258. N-aș putea să vă spun fix că sunt imobilizați la pat. Undeva la 30%. Mă gândeam că aceștia au nevoie cu atât mai mult de atenție specială din partea angajaților dumneavoastră, da? Bineînțeles. Gândiți-vă ce a însemnat și testarea persoanelor Alzheimer și persoanelor imobilizate. A fost destul de complicat. Dar am făcut-o la fiecare în parte.
Da. Noi ne ocupăm. Problema noastră cea mai gravă în acest moment nu este nici așa cum se speculează în presă lipsa materialelor de protecție și mai departe. Vreau să vă întreb acest lucru. V-au ajuns acele materiale pe care dumneavoastră le-ați achiziționat? Bineînțeles. Bineînțeles. În presă au apărut diverse discuții, nu vreau să dezbat aici. Noi avem, există documente care atestă faptul că noi am scos tot felul de materiale, toată lumea este protejată. Problema cea mai gravă este faptul că o parte dintre colegii noștri sunt carantinați pentru că au fost declarat pozitiv. O altă parte sunt carantinați acasă care au fost în prima tură care a lucrat aici. Problema cea mai gravă în acest moment este lipsa personalului. Oamenii ăștia care lucrează aici sunt niște eroi. Se lucrează în demență, se stă de dimineața până seara. Asta este problema, oamenii sunt foarte obosiți. Mai repet o dată întrebarea. Avem echipamente suficiente, domn director, la cămin? Avem echipamente suficiente, atât pe lent cât și în magazin. Avem tot timpul să pregătiți pentru chestia asta. Nu ne-a lipsit nici măcar un moment un echipament. A apărut în presă tot o declarație cum că le dați voie să ia acele echipamente doar când știți că vin controle de SP. Este posibil așa ceva? Nu este adevărat așa ceva. Nu, nimeni nu poate îndrăzi să facă ceva într-un focar COVID. Avem și noi familii și ce înseamnă. Declarațiile făcute sunt făcute de o fostă colegă de-a noastră care în perioada de carantină și-a dat demisia. A dat de timp așa a plecat. Câte persoane și-au dat demisia? Câte persoane și-au dat demisia? Una singură. O singură persoană. Am înțeles. Da. Ce veți face în perioada următoare? Avem 126 de cazuri. De mâine începe o nouă testare, ați zis, da? O nouă testare. O să faceți exact ce ni s-a recomandat. Vă dați seama, nu suntem specialiști pe chestii de genul ăsta. Avem medici care nu au fost școliți pe așa ceva. Noi urmăm toate preocupările pe care ni le pun la dispoziție de SP-ul. Au venit și ne-au controlat, au constatat că tot ceea ce ne-au spus a fost făcut în tocmai. Vom menține cu strictețe tot ceea ce ni se recomandă pentru a ținge acest focar. Deja, din semnele pe care le avem, focarul începe să dă înapoi și cu bucurie, undeva zilele următoare, o să vă anunț cam care este rata de vindecați și cât și mai avem. Vă mai adresez o întrebare un pic mai sensibilă. E adevărat că ați obligat angajații să meargă în campanie? Nu am obligat pe nimeni să meargă în campanie. Niciodată de când sunt aici. Povestea cu acele fotografii apărute în presă. Într-adevăr, sunt niște colegi de mei de serviciu, dar care sunt în timpul lor liber. Nu pot permite să le gestionez prin timpul liber. Fiecare în timpul lor liber face ce vrea. Poate face campanie pentru cine Dumnezeu vrea. Am în grăbin și oameni care se bazează unii pe unii sau pe alții. Nu am intervenit niciodată în aceste discuții și nu este treaba mea. Am înțeles. E important să știi acest lucru. Se pare că mulți au uitat cum arăta căminul ăsta acum 12 ani. Când cu ajutorul primarului Gheorghe Vasilescu s-a demarat proiectul european, din urma căruia acest cămin de la un lagăr de concentrare a ajuns la nivel de cămin de 5 stele. Ce considerați că există totuși ceva care v-a scăpat în această perioadă, ceva ce n-a fost făcut din vina dumneavoastră, din vina altora, în afară de ce am zis că analiza este posibilă? Am făcut împreună cu colegii mei tot ce este posibil să nu intre aici. Am rezistat, uitați-vă ce este la nivel național, am rezistat 4 luni de zile fără să avem un caz. Atâta timp cât în toată lumea se întâmplă chestia asta, nu cred că suntem vinovați. Era inevitabil. Gândiți-vă că sunt, erau aici 200, aproape 300 de suflete în vârstă. Vine mâncare de afară, personalul pe sală de urgență n-a mai fost carantinat. Omul merge acasă, se întoarce la serviciu după 12 ore, îl dezinfectăm noi la intrare, dar, mă rog, așa s-a întâmplat. Nu cred că cineva își dorește așa ceva. Sunteți bombardați de telefoane din partea aparținătorilor în această perioadă? Da, dar să știți că cea mai mare parte dintre dumneavoastră au înțeles situația, dar cei mai mulți dintre bătrânii noștri sunt asimptomatici. Eu, să mă iertă Dumnezeu, nu sunt medic de meserie, dar și aceste teste, gândiți-vă, într-un număr atât de mare de infestați, nu avem probleme decât cu 2-3. Parcă și testele astea nu știu dacă sunt cele mai concludente din lume. Pacientorii, în schimb, au înțeles, cei mai mulți dintre ei au înțeles. S-au speriat din urma campaniilor de presă făcute și numai fake news-uri la rupt TV piața, cum ne-am obișnuit în perioada asta de campanie. S-au speriat după ce am discutat cu dumneavoastră, atât eu cât și colegii mei la serviciu social, oamenii au înțeles și ne-au acordat sprijinul. Vă pare rău că ați fost în aceste zile la cămin, având în vedere toate speculațiile? Am fost în aceste zile la cămin doar 3 zile, nu am fost, luni, marți și miercuri. Am înțeles. Aveam concediu de odihnă pentru mai multe zile. În momentul în care s-a întâmplat, au venit să la mai multe, mi-am întrebat orice făceam, era o chestie privată, spre care nu vreau să vorbesc. M-am întors la serviciu și de atunci sunt aici în jur de 13-14 ore pe zi. După cum vedeți, azi e duminică și sunt chiar la mine în birou. Puneați că în depozite și în cămin avem destul de echipă. Vă cred. Ați spus de asemenea că aveți în depozit echipamente suficiente.
cu toate acestea, vreți să achiziționați în perioada următoare asta? Spuneți-mi, vă rog. Bineînțeles. Trebuie din timp făcut această achiziție pentru a vă asigura? Deja ați dat drumul acestei proceduri? N-am înțeles ce a spus. Ați dat drumul acestei proceduri de achiziție? Sau da, sunt făcute proceduri de achiziție.